trei lucrări din trei cicluri deosebite, prieteni scriitori, registrul al doilea, mitologie modernă, ciclul al treilea, povești despre țară. Este vorba de o poveste maramureșeană, unde bărbatul își ține în spate casa, pe acoperișul casei iese femeia cu acel copil, pentru că mama întotdeauna va face relaționarea cu divinitatea. Am cetera maramureșanului la care cântă cocoșul, sub care apare copilul sub un fel de arcadă, nu este vorba de cubeu, ci o arcadă, iar atmosfera acolo. Dar observă acolo că alături este vaca și are coarnele în formă de liră. Da, și înțeleg. Dacă va cânta deoparte la... Marea Mureșanu prin excelență este un om al sunetului. Și biserica nelipsită, bineînțeles, da, și Marea Mureșană. Da. Dar cheia casei ce va să zic? Cheia casei aici las consumatorul de artă să-i găsească înțelesul.